Din nou în direct și continuăm cu informații externe. Francezii continuă protestele violente față de reforma pensiilor. A avut loc și o întâlnire între sindicate și premierul francez, care a durat doar o oră, dar cele două părți nu au reușit să calmeze situația. 300.000 de manifestanți au ieșit din nou în stradă, oamenii au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov, iar forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene. Pompierii au intervenit de urgență după ce prelata restaurantului La Rotonde, aflat în arondismentul 14 al Parisului, a luat foc în timp ce protestatarii se confruntau cu forțele de ordine. O fumigenă aruncată de un manifestant a aprins prelata roșie a celebrei braserii. De asemenea, o stație de autobuz din apropierea restaurantului a fost vandalizată. Pompierii au intervenit de urgență după ce prelata restaurantului La Rotonde, aflat în arondismentul 14 al Parisului, a luat foc în timp ce protestatarii se confruntau cu forțele de ordine. O fumigenă aruncată de un manifestant a aprins prelata roșie a celebrei braserii. A avut loc și o întâlnire între sindicate și premierul francez, care a durat doar o oră, dar cele două părți nu au reușit să calmeze situația. Întâlnirea a fost brevă, a fost foarte scurtă, deoarece guvernul a anunțat că nu va retrage legea pensionării care pune problemă, mai ales pe tema vârstei, că asta este punctul care dă discordă între protestatari și sindicate, evident, și guvern. În fața locului și o comisară de poliție a fost rănită destul de grav. Ea a primit un proiectil pe cap care face că și-a pierdut cunoștința și a ajuns la spital într-o stare care nu știm încă dacă este foarte gravă sau își va reveni. Alte incidente pe parcursul cortejului au mai fost. A fost vandalizată de asemenea și o bancă. Proteste în jurul băncilor sunt, mai ales de că Franța se confruntă cu o fraudă masivă. S-a descoperit săptămâna trecută o fraudă masivă de fiscalitate care a făcut ca mai multe grupuri bancare să fie perchiziționate de poliție, iar acesta a pus puțin mai mult paie pe foc, fiindcă protestatarii consideră că o parte din banii necesari pentru pensii se găsesc acolo, în această fraudă făcută și organizată la scală foarte mare, europeană, chiar fiindcă au fost perchiziții și în Germania pe tema asta. De asemenea, o stație de autobuz din apropierea restaurantului a fost vandalizată. În timp ce Parisul arde la propriu, președintele Macron este plecat din țară. Evident că plecarea sa nu m-a surprins pe nimeni, fiindcă vizita era de mult prevăzută, dar s-a constatat că de fiecare dată când sunt proteste importante, Emmanuel Macron ori nu spune nimic, ori este absent în deplasare, ceea ce nu aranjează deloc lucrurile și chiar din contră pune paie pe foc. Ideea principală a guvernului și de cea lui Emmanuel Macron este chiar faptul că oamenii au să se epuizeze, ceea ce începe să fie și cazul, fiindcă mulți nu mai pot să susțină grevele, cu toate că sondajele arată o mare, tot că nu a scăzut procentul de francezi care este împotrivă, suntem tot în jur de 80%, dar nu mai pot să se manifesteze, fiindcă costă foarte scump să faci grevă, îți pierzi un salariu și nu ai întotdeauna posibilitatea să-ți recapeți acei bani. Și când consider că prețurile au crescut foarte mult, energia a crescut, te mai gândești înainte să faci grevă, dar asta nu înseamnă că ești de acord. Deci puterea consideră că vor veni alte subiecte, că vor trece lucrurile și că până la urmă oamenii vor înghiți această măsură, cum au trecut peste și în 2010, când a fost încă o dată adăugat, când au mai fost adăugați 2 ani pentru vârsta minimă de pensionare.